Nașul nu mai este ce a fost. Dacă până mai ieri călătorii CFR fără bilet îi dădeau nașului câțiva lei să-i lase în pace, acum lucrurile se pare că s-au schimbat. Peste 1000 de oameni din întreaga țară au fost depistați într-o singură zi călătorind fără bilet și au fost amendați de polițiști din cadrul Serviciului Transporturi. Polițiștii ai Serviciului Transporturi împreună cu jandarmi și specialiști CFR au acționat recent pe toate magistralele feroviare, în 447 de stații de cale ferate și triaje, pe 761 de trenuri de călători și 62 de trenuri de marfă. Astfel au fost depistați 1056 de călători fără bilet, valoarea suprataxelor aplicate de organele CFR ridicându-se la peste 11.000 de lei. De asemenea, au fost prinse 4 persoane, date în urmărire, 46 de cerșetori și 45 de minori lipsiți de supraveghere. Au fost constatate 43 de infracțiuni de natură economică și judiciară, iar peste 300 de persoane au fost amendate contravențional pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și ordine și liniște publică. Valoarea amenzilor se ridică la peste 59.000 de lei, iar abunurilor confiscate a fost estimată la peste 6.700 de lei.